Bine v-am regăsit, dragii mei, la Tarotul Zilnic. Haideți să vedem ce vă așteaptă mâine, 31 octombrie 2023, evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni și că vor fi trei variante și va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3, ok? Și minutele le notați voi în comentarii, vă rog, pentru Tarotul Zilnic. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei care vă uitați? Mâine, 31 octombrie 2023, evenimente importante. Prima variantă, a doua variantă și a treia variantă. Și haideți să începem cu cei care ați ales prima variantă. Wow! La voi este vorba despre o persoană care îți face o cerere în căsătorie. Ok? Pentru altele dintre voi îți întâlnești persoana, altele dintre voi îți întâlnești persoana, persoana alături de care vei rămâne definitiv și poate că nici nu te aștepți, chiar dacă suntem la tarot zilnic, ok? Cum fac la 72 de ore, nu pot să mă abțin să nu spun, poate să se întâmple lucrul ăsta pe data de 3 pentru câțiva dintre voi. Dar rămânând la tarotul zilnic, am aici chiar un 3. Poate mulți dintre voi care veți avea mâine această, ca să spunem așa, întâlnire specială, aveți 30 de ani, ok? Poate chiar diferența de vârstă între tine și persoana asta este de 3 ani. Ideea este că este o întâlnire foarte frumoasă cu persoana respectivă. Cred că vei simți de la prima vorbă, primul gest că persoana asta este persoana ideală pentru tine, este persoana potrivită. Haideți să vedem și din tarot ce vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 1. Mâine, 31 octombrie 2023, evenimente importante, poate să fie o zodie de apă. Vreau să-ți arăt și ție. Asul de monede și steaua. Wow! Wow! Și poate să fie un rege de cupe, rac pe scorpion. Cineva îți face o cerere în căsătorie mâine. Este o cerere în căsătorie. Ori îți cunoști sortitul sau sortita, persoana alături de care vei rămâne toată viața. Aici este ceva foarte frumos. Și mai mult decât atât, pentru unele dintre voi, este vorba despre un cadou pe te logodești cu cineva. Cineva îți oferă un inel de logodnă, ok? Cineva îți face cadou o bijuterie, îți face cadou ceva foarte frumos. Este și un cadou, este și o uniune cu o persoană dragă. Pentru multe dintre voi poate să fie vorba despre o împăcare în care persoana respectivă îți face și un cadou și poate să fie și cerere în căsătorie. Sau sentimentul pur și simplu că vrei să rămâi cu persoana asta definitiv. Persoana, în viitor te vei căsători cu această persoană. Bun. Pentru altele dintre voi este vorba despre, aici este o altă poveste. Pentru altele dintre voi este vorba despre faptul că o persoană aici care este căsătorită, ea cum rezonează tu sau persoana care ai de-a face, cineva regretă aici. Sau care și-a explorat opțiunile, dar este vorba despre o relație, practic, cineva are o relație aici, cineva regretă că nu ți-a oferit mai multă atenție. Cineva, și asta am văzut și la 72 de ore, cred ieri, da, nu mai știu la care variantă. Cineva regretă că nu ți-a oferit suficient atenție, cineva suferă după tine destul de tare. Cineva care conștientizează că ai plecat, practic, definitiv și nu te-ai mai uitat în spate pentru că persoana asta n-a avut timp de tine. Sau nu ți-a oferit decât firimituri și n-a avut timp să vorbească cu tine, n-a avut timp să se întâlnească cu tine. Ori au fost doar promisiuni sau nici atât. Persoana asta știe că tu nu vrei să te mai întorci. Sau știe că în situația în care este, nu o să te mai întorci sau nu mai accepți așa ceva. Și poate să fie o zodie de apă care te revizitează, ca să spunem așa, mâine. Dar este o persoană care în același timp
își dorește să fie foarte mult împreună cu tine și poate fi aceeași persoană pentru cei care, ca să spunem așa, deja cunoașteți pe cineva care bănuiesc că ar putea să fie sufletul vostru pereche și nu neapărat ați materializat o relație cu persoana asta, este într-o altă relație, ok? Persoana asta se reîntoarce și vrea să-ți dăruiască un cadou, vrea să-ți spună ceea ce simte pentru tine, vrea să spună că suferă după tine, vrea să spună că regretă ce s-a întâmplat între voi și anume părțile proaste, ok? Nu că regretă că a avut de a face cu tine, vrea să spună că regretă că a existat altcineva în peisaj. Persoana asta vrea să ia o decizie să fie împreună doar cu tine. Pentru că aici vorbim despre cineva care ori are o relație în paralel, ori este obiceiul de a-și explora opțiunile. Îi este teamă de tine și mai mult decât atât, persoana asta te-a urmărit, tu ai fost în tăcere, nu cred că a mai existat comunicare între voi. Așteaptă de ca persoana asta mâine să reapară pentru că vrea să lămurească niște lucruri cu tine și vrea să spună niște vorbe. Ia să vedem. Cine vine către tine mâine la varianta numărul 1? Iar am asul de monede. Cineva care a avut această reținere să nu îți ofere garanția, să nu spună vreau să fiu cu tine într-o relație serioasă sau vreau să rămân împreună cu tine definitiv sau m-am îndrăgostit de tine. Cineva care a avut o reținere, nici nu ți-a confirmat, nici nu ți-a spus, nici nu ți-a confirmat, nici nu a avut vreo confesiune față de tine să spună că te iubește cu adevărat sau că vrea să rămână cu tine sau că te place foarte, cred că de plăcut ți-a spus că te place foarte mult, dar nu și-a exprimat, ca să spunem așa, adevăratele sentimente. Vorbim de cineva care acum se grăbește, să știi că persoana asta te-a urmărit în tot acest timp în care voi n-ați vorbit. Se grăbește să fie împreună cu tine, se grăbește să vină către tine. Mai vreau să văd o dată. Cine este această persoană? Regele de monede. Mai vine către tine și cineva dintr-o zodie de pământ. Mai vine către tine și Taur, Fecioară, Capricorn sau Pajul de Pentacule, poate să reprezinte Taur. Cineva care a terminat orice legătură cu trecutul. Vin doi bărbați aici către tine. Un bărbat este căsătorit, un bărbat este singur și a terminat orice legătură cu trecutul și tocmai de-aia și vine către tine pentru că a conștientizat că trecutul lui nu mai avea niciun rost și trebuia să pună punct acolo. Persoana asta n-a putut să fie cu tine la timpul potrivit pentru că încă mai era ancorat în trecut, ca să spunem așa, și cred că aștepta pe cineva de acolo sau se străduia, ca să spunem așa, să-și termine lucrurile în zona aia și a conștientizat chiar nu mai are de luat nimic din trecut sau chiar nu mai are rost să stea acolo. Cineva care și-a vindecat toate rănile, s-a împăcat cu situația. Vreau să văd. Cărți pozitiva că regele de monede este același cu regele de cupe și negativa că nu. Cărți pozitiva că are. Nu. Nu este același. Și am văzut că nu este aceeași persoană. Vreau să văd cine vine cu nouă de săbi către tine mâine, 31. Pentru câteva dintre voi poate să fie gemeni, balanță, vărsător sau scorpion, ori un bărbat, cine e regele ăsta de săbi? De ce vine cu nouă de săbi către tine? E frică că ți-ai găsit pe altcineva. Îi pare rău că s-a comportat atât de imatur cu tine. Îi pare rău că tu îți făceai planuri de o relație stabilă și te îndrăgostisei foarte tare de persoana asta, iar persoana asta te tratat ca pe opțiune și mai mult decât atât, e posibil să-ți fi spus niște vorbe destul de imature. De ce vine bărbatul ăsta că te vine cu nouă de săbi? De ce are nouă de săbi? No. E cineva care visează la tine. E cineva, uite, am de două ori steaua. E cineva care simte că este o conexiune foarte importantă între voi și anume de suflete gemene, suflete pereche, o conexiune spirituală. Este cineva care este frică, are o telepatie foarte puternică cu tine, omul ăsta. Este frică că tu ai mers mai departe și ți-ai găsit pe altcineva. Sunt două persoane care vin către tine. Doi scorpioni se bat pentru inima ta, aud, pentru unele dintre voi. Pentru altele dintre voi este o zodie de apă și o zodie de pământ. Ok, și posibil și o a treia persoană, un vărsător.
Vreau să văd ce vei face tu mâine cu asta de săbi și caru. În primul rând, indiferent, oricare, ok? Care este sufletul tău pereche, cu cine vei simți să fii, o să te reîntâlnești și mâine cu persoana asta. Și o să știi că bărbatul ăsta sau femeia asta este sufletul tău pereche, către cine simți să te duci, cine simte să vină către tine, mâine îți vei cunoaște sufletul pereche. De ce există steaua între voi? Cineva nu vrea ca lucrurile să termine. Dacă tu ești leu aici, cineva s-a îndrăgostit foarte tare de tine. Sau indiferent ce, te iubește cu putere, te iubește din tot sufletul, indiferent ce zodie ai fi. Cineva spune, nu vreau să se termine lucrurile. De ce nu vrea bărbatul ăsta ca lucrurile să termine? Întrebă, dar evident. De ce cu 3 de cupe și 9 de săbii? El nici măcar nu este împăcat cu ce a făcut și cu relația în care este. El vrea să-ți recunoască că s-a îndrăgostit de tine și că și-a dat seama că el nu mai poate trăi cu cealaltă persoană sau nu mai poate să-și exploreze opțiunile pentru că nu găsește în altcineva, ca să spun așa, ceea ce simte pentru tine sau nu te poate înlocui niciodată. Este cineva care recunoaște că vrea să meargă cu tine în viața asta pe mai departe, nu cu cealaltă energie. De ce s-a hotărât bărbatul ăsta către tine? Pentru că a realizat că cealaltă persoană este doar o relație karmică. Ce nume de șteagă. Și a adus foarte multă fericire. Persoana asta de când nu mai vorbește cu tine nu mai este fericită. Da. Cred că cineva l-a și manipulat sau a manipulat. Ea corezonează. Un bărbat a fost foarte manipulat în cealaltă relație. Și neînțeles și dat la o parte și confuz, n-a știut ce-și dorește, tot timpul a explorat alte opțiuni sau poate a fost un bărbat care niciodată n-a iubit cu adevărat și tu ești sufletul lui pereche și bărbatul ăsta a realizat că de când te-a cunoscut pe tine ai schimbat viața în totalitate, lumea, viziunea asupra lumii, asupra vieții. I-a adus foarte multă fericire și el nu poate să renunțe la tine. Bun. Atât am avut pentru cei de la varianta numărul 1, haideți să trecem la varianta numărul 2. Bun, ne-am întors cu varianta numărul 2. Haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 2, care mâine se pare că aveți de luat o decizie foarte importantă. Pe ce drum mergi? Asta te vei întreba mâine. Pe ce drum o să mergi? Pe ce drum, cu cine vrei să mergi mai departe? Pe cine alegi? Ce decizie iei? Pentru că nu o să fie ușoară. Și în ceea ce văd în clar viziunea mea, drumul tău care urmează să... Deci pe ce drum urmează să mergi este un drum luminos. Gândește-te foarte bine înainte să alegi, să știi că divinitatea nu o să te lase să alegi de capul tău. Ai mai ales odată când aveai 35 de ani, indiferent ce vârstă ai acum, Dumnezeu îți spune și divinitatea să alegi din nou un drum. Din nou se schimbă lucrurile la tine. Este un pas important, este o răscruce de drumuri, este ceva ce trebuie să se schimbe la viața ta. Și anume, ghizii spirituali și îngerii sunt pe drumul ăsta cu tine să-ți arate unde este luminița, să mergi pe drumul cel corect. Ceva îmi spune că se teamă, dar în sufletul tău știi că trebuie să iei o decizie, dar nu are de ce să-ți fie teamă, îți garantez eu, pentru că nu o să fii lăsat sau lăsată de izbeliște. Ceea ce spune intuiția ta este cel mai corect în sufletul tău să alegi. Nu merge după mândrie și după logică, aud. Nu merge după încăpățânare, ego și alte lucruri de genul ăsta ce țin de partea de sus. Mergi după suflet și intuiție. Pentru că asta nu dă niciodată greș. Și tu așa te vei și ghida după intuiție și suflet. Ceea ce simți să faci, asta este cel mai corect pentru tine. Pentru alții dintre voi, cineva simte fluturașe aici, te simți din nou tânăr, tânără, te simți din nou copil, ai o fericire în suflet atât de mare vis-a-vis de un nou început, o mutare, o nouă casă, o nouă relație, o
o șansă, ca să spunem așa, de un nou început. Pentru foarte mulți dintre voi este o mare mulțumire în sufletul tău față de divinitate, pentru că te-ai vindecat de ceva ce cred că a durat poate 5 ani, ceva ce te-a chinuit destul de tare, poate a fost o afecțiune, o problemă de sănătate, dar vreau să spun că a fost spirituală și a fost menită să fie. Nu contează că ai trecut printr-un pasaj întunecat ca să ajungi la lumină. Nu contează cât de greu a fost, nu contează pentru că a meritat. Vreau să știi că cam toate dubiile tale, ca să spunem așa, și confuzia ta, vei fi lămurit, lămurită mâine, aud. Vei fi lămurită în legătură cu, în special, partea sentimentală. Dacă tu ai crezut că nu o să-ți mai găsești pe nimeni sau nu o să mai ai parte de nimeni în viața ta sau că nu știi ce să alegi în dragoste, nu e nevoie să alegi nimic. Pentru că ce este al tău vine către tine mâine de la sine, ok? Dacă te-ai zbătut o perioadă de timp și mi se pare absolut normal că n-ai, oamenii n-au de unde să știe, ok? Și ar dori cât mai repede, fiecare și-ar dori pentru el să se întâmple lucrurile cât mai repede. Și anume vreau acum, vreau acum, toată lumea vrea acum și mi se pare absolut normal. Dar dacă n-a fost să fie când ai vrut tu, este când a vrut și, cum scrie, să spune în cartea vieții tale, când a fost menit să fie. Este un nou drum, o nouă relație și este ceva care o să te facă foarte fericită. Persoana asta care vine către viața ta, către tine, pentru foarte multe dintre voi, aud, îl cunoști, o cunoști. Și până să ajung la dragoste, mai vreau să spun ceva. Pentru foarte multe dintre voi, primiți un rezultat la niște analize, ok? Repetați niște analize pe care trebuie să le repetați și sunteți foarte recunoscătoare. Este ceva aici, aud ca mesaj, nu-mi vine să cred că m-am făcut bine. Nu-mi vine să cred că am trecut prin asemenea lucruri și nici măcar nu știu de ce am trecut prin ele. Nu-mi vine să cred că fără niciun tratament, peste noapte a încetat acel lucru, acea afecțiune, acea durere, acel... Deci aici este totul spiritual și este mâna divinității, ok? Dar este un miracol, este un miracol. Ce vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 2? Mâine, 31 octombrie 2023, evenimente importante. Ai un nou început, exact cum ți-am spus. Ai un nou început. Pentru tine, în sufletul tău, pare să fie un nou început ascuns de care nu ai habar. Nu știi ce te așteaptă. Te-ai lăsat parcă mâna divinității și ai spus ce este menit să fie pentru mine se va întâmpla. Este o dragoste ascunsă de care nici măcar n-ai habar. Cineva te iubește foarte mult aici și cineva suferă foarte tare după tine. Poate să fie o zodie de apă pentru cam de două ori, ok? Este cineva care te iubește foarte mult și este o persoană menită pentru tine. Persoana asta, ambii de fapt, ambii, vreau să spun pentru ambii. Ambii ați avut o karmă destul de grea, ambii ați avut un drum destul de greu al vieții până să vă întâlniți unul cu celălalt. Chiar și începutul a fost unul foarte greu între voi. Pentru foarte multe dintre voi, vă cunoașteți deja cu persoana asta. Vă cunoașteți deja. Dar a fost altcineva s-a implicat între tine și persoana asta, ori de partea ta, ori de partea acestui bărbat. Cineva îți poartă o dragoste ascunsă și tu nici măcar nu știi ce nou început frumos te așteaptă. Cineva te iubește, s-a îndrăgostit și te iubește cu adevărat și nici măcar nu înțelege de ce te iubește și s-a atașat atât de mult de tine. Pentru că sunteți suflete gemene, suflete pereche și pentru că așa a fost menit să vă întâlniți. Cumva divinitatea n-a vrut să-ți arate chiar tot. Ori n-a vrut să spună chiar tot, ok? Pentru că aici a fost un plan, un plan al divinității să se regleze lucrurile de ambele părți ca să puteți să fiți împreună tu și persoana asta, ok? De exemplu, dacă persoana asta mai avea pe cineva sau tu, sau mai aveați probleme de rezolvat în viața voastră și nu erați complet descătușați de trecut, ori mai erau
blocaje între voi, ca să spunem așa, divinitatea le face în felul ei, ok? Și anume, probabil că în momentul de față am doi de săbi și răscrucea de drumuri. Amândoi ați avut o decizie importantă de luat, dacă să fiți împreună sau nu. Amândoi ați avut o decizie importantă de luat să vă reglați lucrurile din viața voastră. Amândoi a trebuit să conștientizați dacă există reciprocitate în dragoste. Aici este o uniune sacră. Este ceva, pentru câțiva dintre voi chiar este suflet geamăn, nu suflet pereche, suflet geamăn. Mulți dintre voi și semănați fizic cu această persoană, adică vă găsiți că aveți aceleași trăsături, aceleași obiceiuri, aceleași gesturi. Este o uniune sacră, o uniune foarte frumoasă. N-ai cum pur și simplu să eviți momentul ăsta și n-ai cum să nu, ca să spunem așa, să nu iei o decizie. N-ai cum. Decizia ești obligată sau obligat să o iei. Să fie clar. Bun. Vreau să văd luna și asul de cupe pentru mâine. Exact. Deci, acolo sus se lucrează pentru tine. Acolo sus s-a decis pentru tine. Ca tu să ai relația asta împlinită pe care ți-ai dorit-o întotdeauna. Acolo sus, ok? S-au făcut pregătirile pentru acest aspect din viața ta pentru care te-ai rugat atât de mult, aud. Pentru care ai manifestat atât de mult. Cu cine vei avea? Cineva care se reîntoarce la tine, 6 de săbi invers. Asta este sufletul tău geamăn. Tu ori tu te întorci la cineva și plănești lucrul ăsta, asta e sufletul tău geamăn, ori persoana asta se întoarce la tine. Asta este sufletul tău geamăn. Cine este persoana asta care se întoarce la tine mâine cu 6 de săbi invers? Regele de monede, 4 de bute și 3 de monede, cât se poate de serios omul ăsta. Mai am un rege de cupe și mă revăd la etalarea numărul 1, iarăși, între regele de cupe și regele de monede. Posibil, hai să spunem, pentru câțiva dintre voi, regele ăsta de cupe, poate este zodie de apă și de pământ, ea cum rezonează. Ideea este că el nu te-a recunoscut pe tine, acum este rege de monede. Poate a fost o persoană imatură, la asta a lucrat și divinitatea, ca bărbatul ăsta să se maturizeze, persoana asta să realizeze că tu ești suflet geamăn, pentru că acum bărbatul ăsta te recunoaște ca și regina de monede pentru regele de monede. Poate el a crezut că altcineva era sufletul lui geamăn sau sufletul lui pereche. Dar acum realizează despre tine lucrul ăsta, ok? Cum? Pe cum? Pentru că s-a îndrăgostit de tine. Și pentru că, aud, bărbatul ăsta n-a iubit niciodată cu adevărat, dar nici tu ca femeie n-a iubit niciodată cu adevărat și te recunoaște. Este ca și cum te cunosc de o viață. Nu știu cum pot să mă simt atât de bine și în largul meu alături de tine, ceea ce n-ai mai pățit cu altcineva. Te recunoaște de o viață. Deci parcă oricum v-ați mai cunoscut și ați mai trăit în alte vieți împreună. Dar este ca și cum te recunosc. Practic, atingerea ta, că m-ai luat de mână, că m-ai sărutat, te recunosc, știu că tu ești pentru mine. Cineva simte asta pentru tine. Cum cu asta? Știe că vrea să fie cu tine. Este 100% decis că vrea să fie cu tine și vrea să rămână împreună cu tine. Vreau cărți pozitive. Dacă am avut nervă bucățica de hârtie. Mă scria la mână. Vreau să știu dacă... Cum să întreb?
O secundă. Regele ăsta de monede. Nu. Nu, nu. Cărți poți că este o persoană nouă și negativă dacă nu. Pentru unele dintre voi este o persoană nouă. Și că poate pentru unele dintre voi ați crezut că altcineva este sufletul vostru, geamă în pereche și așa mai departe, dar de fapt altcineva este. Divinitatea are o surpriză pentru tine mâine că de fapt nu este persoana despre care credeai. Nu este persoana la care te gândeai, la cine te gândeai și de fapt cine vine sau cine apare. Poate fi o persoană total diferită, să n-aibă legătură cu persoana la care te gândeai tu, ok? Încă o dată, mai întreb încă o dată. Regele ăsta de monede, îl cunoști de... Asta rege de recupe 5 de săbi și 9 de săbi. Uite așa acolo. Îl cunoști deja, cărți pozitive, dacă da, și dacă nu l-ai cunoscut niciodată, nu l-ai văzut, cărți negative. Ba da, îl știi? Îl știi? Încă o dată, îl cunoști deja pe regele de monede? Da, îl cunoști deja. Și dacă îl cunoști deja, de cine ați trebuit să fiți împreună până acum? Justiția și de pentacule. Timpul divin. N-a fost timpul divin. Justiția și de pentacule. N-a luat nimeni nicio decizie. Mai era altcineva implicat. Și tot am vibe ăsta, uite, o fecioară la mijloc, ori, mai mult decât atât, că tot îmi apare, de ce cu regia de voie și revitul și vă spun imediat, pentru că era o karmă aici. O karmă cu un spirit implicat. Regina asta de monede cu eremitul nu este cineva în viață. În niciun caz. Mm-mm. Trebuia să se termine judecata divină, o karmă pe care tu sau bărbatul ăsta o aveați de plătit, ce avea implicat un spirit de a unei femei. Cine e spiritul acestei femei? Ce legătură avea cu tine ca femeie? O legătură din trecut, ok? Ce legătură cu spânzuratul și șase de peni? Eu vreau să știu un lucru. De ce a trebuit tu să plătești cu spiritul ăsta? De ce? S-a oprit spiritul ăsta? De ce a trebuit să întâmple așa pentru tine? De ce cu 5 de săbi și 5 de monede? Pentru că tu trebuia să realizezi, era o karmă din trecut. Tu trebuia să realizezi ce ai făcut greșit în trecut. Și ce făcuse așa greșit în trecut? E într-o altă viață. Ce făcuse ai greșit în trecut, dar trebuie să plătești? Ce cu eremitul? Imediat revin. E mai profundă asta. Ce fără să-i găsi poate să vii și deja. Am înțeles. Ok, asta e o karmă foarte veche la tine, ce aveai de plătit. 1. Ai fost o femeie foarte rece și nepăsătoare care a plecat
și ai lăsat femeia asta neajutorată, pentru cine trebuie să audă un mesaj pe tine. Ai lăsat femeia asta neajutorată, nepăsându-ți de sentimentele ei, faptul că era o femeie care n-avea mai nimic. Era o femeie care avea o problemă foarte mare financiară și n-avea pe nimeni. Problema este că poate fi karma, ea cum rezonează din viața asta sau dintr-o altă viață. Nu ai crezut în... Ori pur și simplu la vremea aia nu ai conștientizat prin ce trecea persoana asta. Nu ai realizat că te-ai comportat foarte rece. Poate din viața asta sau altă viață, ea cum rezonează. Văd că din altă viață, pentru cei care sunteți aici, ce ai făcut în altă viață spiritului ăsta? Le-a fost așa furios. Eu râd, da. Ce ai făcut cu magicianul și diavolul? Incredibil. Cineva avea aici capacități spirituale foarte mari. Și avea niște legături foarte puternice cu partea spirituală. Cineva aici a fost o persoană care avea foarte mult potențial, putere, bani și erai favorizată de cineva aici, de un bărbat pe cale spirituală. Și erai favorizată în orice făceai. Și magicianul și diavolul îmi spune că făceai lucruri foarte necurate pe partea întunecată. Aici karma ta ți-a fost sufletul ăsta și spiritul ăsta, care nu spun poate pentru câteva dintre voi a venit și în viața asta, poate sub formă de cineva în familia ta sau în afară. Femeia asta pur și simplu a vrut să se răzbune pe tine, pentru că asta era karma. Pentru că tu ai părăsit cumva persoana asta și ai făcut foarte multe lucruri rele, dacă era într-o altă viață sau în viața asta acum rezonează. Incredibil. De ce ai făcut rău femeia asta? Spiritul ăsta. De ce ai făcut rău? De ce cu 4 de săbi și 7 de cupe? Păi știi de ce ai făcut rău? Ai făcut rău tocmai pentru bărbatul ăsta pe care tu o să fii. Da, aia. Wow, ce poveste complicat. De ce ai făcut rău cu regele de cupe? Tu ai blocat femeia asta, era o rivalitate între voi. Tu ai blocat femeia asta să nu mai poată să aibă un nou început cu nimeni. Au fost lucruri necurate făcute, iar femeia asta s-a răzbunat pe tine. Știi cum? Printr-o karmă ca tu să fii singură. Incredibil. Dar s-a terminat, să știi. S-a terminat. Pentru cele care a trebuit să auziți. Pentru unele dintre voi, pentru un bărbat cu care deja ai fost și ți-ai plătit karma. Pentru că tu ai luat bărbatul acestei femei și orice posibilitate de a mai putea să aibă o relație cu altcineva, ori ea n-a mai putut să iubească pe nimeni altcineva, iar tu i-ai făcut fel și fel de lucruri, vezi de o altă viață, ok? I-ai făcut fel și fel de lucruri ca bărbatul ăsta niciodată să nu se întoarcă la ea. Și asta a fost o karmă. Foarte tare la varianta în murdui. Și de ce s-a terminat acum? Ia să vedem. De ce s-a terminat acum? Uite. Magicianul 10 de săbi și steaua. Fusese un blestem. Fusese un blestem, farmece și un spirit foarte supărat. De ce cu magicianul 10 de săbi și steaua? S-a încheiat și pentru foarte multe dintre voi, doamnele, într-o altă viață ați fost bărbat. Ok? Poate zodie de foc, ați fost o zodie de foc, dar ați fost bărbați. Și mai mult decât atât,
Aici nu era atât de ușor. Erau două spirite. Practic. Incredibil ce mesaj aud și trebuie să-l spun și o să încheiem varianta numărul 2. Poate asta te luminează și te ajută. Tu colaborai cu ceva ce ar fi fost ca marele preot care te favoriza pe tine. Tu ai vândut sufletul femeii ăsteia la ceva rău. Ok? Chestia asta malefică, bărbatul ăsta care este alt spirit, a pus stăpânire pe spiritul acestei femei. Ok? A fost un chin. Spiritul ăsta a vrut să-ți dea ție o lecție. O lecție, pur și simplu. Cum ai scăpat cu 10 de săbii și steaua? Gata, ai scăpat. Ok. Eu râd, dar n-a fost de râs. Te-a ajutat cineva sau te va ajuta cineva? Foarte frumos. Și acum poți să-ți găsești și tu pe cineva. Uite, ai persoana care vine mâine. S-a terminat. Aici clar a fost un mesaj specific. Nu va fi pentru toată lumea. Și chiar vă rog frumos să lăsați în comentarii. Bun, haideți să trecem la varianta numărul 3. Bun, ne-am întors cu varianta numărul 3. Se pare că mâine, pentru tine, este vorba despre ceva ce ține de ocupație. Ți se așează, ca să spunem așa, pe birou un nou dosar. Ai ceva de împlinit nou. Ori este vorba despre... Poate mulți dintre voi lucrați în imobiliare. Sau la croitorie. Ori faceți lucruri handmade. Sau aveți un proiect de făcut. Este ceva la care lucrezi de ceva timp. Poate mâine chiar e final și poți să prezinți proiectul sau poți să vinzi ce ai făcut până acum. Ideea este că este ceva care, la care ai lucrat sau lucrezi, ca să spunem așa, cu spor și are o foarte mare reușită. Chiar dacă a necesitat zile și nopți. Pentru alții dintre voi reprezintă studii. Este vorba despre un examen, te pregătești pentru un examen. Ori primești rezultatul la un examen care este ceva pozitiv. Ai făcut un curs de ceva și este finalul acelui curs sau aștepți finalul acelui curs și apoi îți găsești o ocupație foarte frumoasă. Bun, răspunsul la un interviu de angajare care va fi unul pozitiv. Pentru mulți dintre voi aud, vei începe să lucrezi de noapte. Se schimbă tura ta și vei începe să lucrezi de noapte. Și asta într-un fel este ok pentru tine, pentru alții dintre voi spuneți, noaptea reușesc să lucrez cel mai bine și să mă concentrez cel mai mult. Noaptea am cele mai bune idei. Auzi, pentru câteva dintre voi finalizez o rochie și croitoreasă. Ok? Ia să vedem. Ai o comandă foarte mare. Ai o comandă foarte mare de făcut și trebuie să lucrezi și noaptea ca să împlinești mai multe comenzi. Ceva, pregătirea unor colete, a unor comenzi. Este destul de greu și un timp atât de scurt ca să le împlinești pe toate, categoric. Ai un timp atât de scurt să faci toate comenzile astea, articole sau dosare sau tot ce ai tu de făcut. Și pentru câțiva dintre voi este destul de obositor dacă sunteți în domeniul ăsta, pentru alte dintre voi sunteți asistente și lucrezi de noapte, tură de noapte, ca să spunem așa, și spui... Sunt atât de obosită și am atât de multe lucruri de făcut sau obosită, poate că n-ai timp de dragoste sau n-ai timp să, ca să spunem așa, mă duc dintr-una în alta, descoși firul în patru, trec în altă situație acum, deja v-ați obișnuit cu mine, descoși firul în patru, e o situație în care realizezi ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani din viața ta? Te interesează ceva să te uiți la niște poze vechi din moși, din ceva ce ai avut tu vechi, arborele, vrei să știi din ce te tragi, vrei să știi ceva despre cineva anume. Ai realizat că aveai un blestem din familie de mult, de cineva ce ți s-a povestit despre el, era un bărbat, în niciun caz nu mai trăiește. De unde a provenit greutatea ta? Ok, putea să fie practic un bărbat cu care ai avut o luptă spirituală, am vorbit și la varianta numărul 2.
Regele de pentacule? Da, ce avea legătură cu o femeie. Am vorbit la varianta numărul 2, se repetă. Regina de săbii cu 6 de bâte, ai o foarte mare reușită mâine. Care este reușita ta mâine? Reușita ta mâine este că reușești, în primul rând, să te echilibrezi, reușești să găsești răspunsurile la ceea ce te ținea într-o confuzie și într-un semn al întrebării de ce ți se întâmpla lucrurile astea. Ai prins hoțul, aud, ai prins hoțul, un bărbat, ai prins hoțul care nu mai trăiește bărbatul ăsta, nu mai trăiește spiritul ăsta, ai prins hoțul, ai prins cine era în spatele planului ăsta malefic și prin ce ai trecut tu, dar dacă te uiți la varianta numărul 2, ai avut o parte din acest... în această vină. Ai un nou început pe partea financiară. O să vezi că ai foarte mult de lucru. Dacă ai stagnat până acum pe partea financiară, să știi că urmează o prosperitate foarte mare începând chiar de mâine. Ai foarte multe cereri și oferte, vânzări, cumpărări, sume de bani încasate. Exact. Ceva ce-ți doreai de foarte mult timp se împlinește pentru tine. Renunți la un vis vechi și ai un vis nou acum. Legat de partea de carieră, pentru foarte mulți dintre voi renunțați la o călătorie. Chiar dacă ați cumpărat biletul de avion sau ați cumpărat, ca spunem așa, nu știu, poate e vorba de un sejur. Renunți, pur și simplu nu te mai duci pentru că n-ai cum din cauza muncii. Pentru altele dintre voi nu te mai duci pentru că te-ai despărțit de cineva cu care trebuia să te duci. Sau persoana asta nu mai vrea să meargă cu tine. Aici se manifestă o liniște sufletească și poate că nu trebuia să mai pleci cu persoana aia la drum. Împăratul și 10 de săbii. M-a zăpăcit împăratul ăsta cu 10 de săbii. De atâta timp de când îl văd în cărți. Împăratul cu diavolul, împăratul cu 10 de săbii. Că de fapt asta era povestea ce am zis la varianta numărul 2 pentru foarte mulți dintre voi. De atâția ani tot mi s-a repetat această energie. Împăratul eremitul cu diavolul. L-am văzut în clar viziunea mea. Era vorba de un spirit care te urmărea. Dar acum am înțeles că s-a terminat și ai scăpat, pur și simplu. Se întoarce cineva la tine cu o foarte mare viteză, cineva cu care nu mai comunici mâine. Este vorba despre o împăcare și o uniune cu o persoană dragă. Este cineva care renunță la alte opțiuni și renunță la a mai fi cu altcineva pentru că este foarte greu să trăiască fără tine și să stea fără tine. Este cineva care pur și simplu îți creează o foarte mare bucurie prin faptul că îți spune exact ce simte pentru tine și că spune acum sunt singur, nu mai sunt cu nimeni și sunt decis 100% să fiu împreună cu tine. Pentru alții dintre voi aveți o ocupație și lucrați la un bar de noapte, barmani, ospătari, ospătărițe, este foarte greu ca să spunem așa, dar aici se întâmplă o bucurie. Pentru alții dintre voi vă găsiți dragostea chiar la locul de muncă. Poate multe dintre voi v-ați îndrăgostit de patronul localului și vă întrebați dacă persoana asta este singură, singură, ok? Pare că în ochii tăi persoana asta își explorează opțiunile, pare că nu este un bărbat serios, dar de fapt multe dintre voi o să vă dați seama patronul locului unde lucrezi tu. Pentru alte dintre voi renunțați la ideea de a mai fi cu bărbatul ăsta și poate chiar înțelegeți că nu este pentru voi. Aici sunt două mesaje și veți fi împreună cu cineva care de fapt vă iubește cu adevărat. Exact. Poate este cineva care a încercat să aibă foarte mult control asupra ta. O persoană care te-a atras foarte mult din punct de vedere fizic. Dar în același timp mintea da spune și sfăra prea mult opțiunile și am înțeles că persoana asta nu este pentru mine. Bun. Atâta am avut și pentru cei de la varianta numărul 3. Acesta a fost video din această seară. Vă pup și ne vedem mâine.